Legea consumatorului vulnerabil a fost adoptată și se va aplica de la 1 noiembrie. PSD a devansat termenul de la care se aplică prevederile legii. În loc de 1 septembrie 2022, cum voia guvernul PNL-USR+, consumatorii vulnerabili vor fi protejați din acest an de la 1 noiembrie, deci înainte de venirea anotimpului rece. Partidul Social Democrat lucrează pentru nevoile oamenilor și face tot ce poate să-i ajute, în timp ce actuala coaliție de la putere se sfâșie pentru ciolan, pentru bani, pentru putere totală ruptă de realitățile țării. A reușit să impună prime măsuri pentru apărarea consumatorului individual casnic în fața creșterilor masive ale prețului la electricitate și gaz. Deci, PSD-ul vrea acum din la 1 noiembrie. Da. Bun, e o chestiune bună. Și alții zic că de la 2022, păi, degeaba îi dai, după ce a murit omul, ce-i mai dai? O să-i dai și pe dracu. Nu-i mai, ce, la ce mai folosește? Scoate-l din necaz cât se poate de repede, ajută-l atunci. Că și la un om bolnav, când e pe moarte, poți să-i dai toate bunătățile din lume. Dacă nu ai dat când el ajuți, când să n-ajungă în situația aia, așa și cu poporul. Dă-i, ajută-l acum să iese din problemele astea cu care ne confruntăm noi. Au nevoie, că sunt mulți săraci, ca să zic așa, și trebuie să fie ajutați într-un fel de guvern, cu bani. Parlamentarii Partidului Social Democrat au agreat ca legea să se aplice de la 1 noiembrie 2021 și ca venitul mediu lunar până la care se acordă ajutorul de încălzire să crească. Această măsură va salva mii de români care se află în pragul sărăciei. Putem, merg cu plasa goală, nu putem să ne mai ținem cu pensiile noastre. Nu se poate așa ceva, nu se poate. N-a fost de când, niciun guvern n-a fost mizerabil ca ăsta. Niciun guvern. Cumpirile sunt foarte rele pentru toată lumea și mai cu seamă pentru cei care au posibilități mai de partea de jos a finanțelor. La pensionari, la bătrâni, la alocațiile la copii, pentru noi cu ajutorul social puțin, pensionari am văzut care stau și cerșesc mâncare la... Președintele Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu, a tras un semnal de alarmă pe pagina sa de socializare și a transmis un mesaj de încurajare atât pentru mehedințeni, cât și pentru toți ceilalți români. Explozia haotică a prețurilor în energie necesită adoptarea de urgență a unor măsuri care să sprijine populația, cu atât mai mult cu cât guvernul PNL-USR+ a refuzat să mărească pensii, salarii sau alocații. Partidul Social Democrat a înțeles nevoia oamenilor de a simți un sprijin cât de mic pentru a face față facturilor tot mai mari și am obținut o victorie pentru români. Partidul Social Democrat va propune un nou proiect de lege care să vină cu mai multe măsuri de protecție pentru consumatorii vulnerabili și nu doar pentru cei casnici, ci și pentru IMM-urile care au fost afectate de pandemie. Parlamentarii Partidului Social Democrat au reușit să crească pragul de venit pe membru de familie în care se încadrează consumatorii vulnerabili, de la 810 la 1386 de lei pe membru de familie și de la 1445 la 2053 pentru persoana singură. Astfel a fost triplat numărul românilor care vor beneficia de sprijin pentru plata facturilor, de la mai puțin de 1 milion de oameni în varianta guvernului la peste 3 milioane în legea adoptată de Parlament.